Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, o oră în care vom încerca să alegem pentru dumneavoastră subiecte de discuție și invitați de prim rang. În timp ce unii politicieni lansează avioane, metaforic vorbind, zi de zi, iar alții le închiriază pe bani grei pentru confortul propriu în deplasările intercontinentale, sunt și politicieni care fac avioane, la propriu. Unul dintre aceștia a intrat și pe radarul nostru și l-am convins să reintre preț de o oră în bătaia reflectoarelor. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-l salut în numele dumneavoastră pe invitatul meu în această seară, nimeni altul decât fostul ministru al transporturilor și al economiei, domnul Radu Berceanu. Bună seara, domnule Berceanu, și bun venit la Metropola TV. Bună seara. Nu știu dacă vă amintiți, dar în 1990, imediat după Revoluție, era în România Liberă, unul dintre cele mai citite ziare la momentul respectiv. Era așa ca un fel de serial, dacă nu mă știu, semnat chiar de Petre Mihai Băcanu, care avea titlul Ce ați făcut în ultimii 5 ani, domnule, puncte, puncte. Și se adresa diverșilor foști tovarăși în general. Și parafrazând această campanie de atunci, vă întreb și eu, ce ați făcut în ultimii 5 sau mai bine chiar 10 ani, domnule Radu Berceanu? Deci, în primul rând, aș vrea să vă spun că întrebarea asta nu era așa o invenție. Nu. Eu am fost luat un pic de securitate în octombrie 89, vreo 6-7 zile, și asta a fost o întrebare care mi s-a pus insistent și am scris tomuri de hârtie cu ce am făcut în ultimii 5 ani. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, ce am făcut în ultimii 5 sau 10 ani, acum mai bine de 10 ani, vreo aproape 10 ani și jumătate, m-am lăsat de politică ca să fac ce am vrut să fac de când eram copil. Eu am început să fac aeromodele când eram în clasa 1. Și am făcut aeromodele, după aia am dat la Facultatea de Construcții Aerospațiale și am făcut Facultatea de Construcții Aerospațiale, am lucrat la Centrul de Încercări în Zbor, pe la Fabrica de Avioane, am predat la Liceul Aeronautic de la Craiova și totdeauna am vrut să lucrez în domeniul ăsta. Aveți avioanele la bază, cum se spune. Da, am avioanele de la bază. M-a luat valul politicii și am stat 23 de ani în politică. Mi-am propus mie așa personal să nu mă apuce 60 de ani în politică și în 2012, când am făcut o declarație în Parlament, stimați colegi, vă mulțumesc, a fost o plăcere să lucrez cu dumneavoastră, dar eu nu mai candidez și nu știu ce, n-a crezut nimeni. M-au întrebat toți, bă, dar care e șmecheria, ce vrei să... Și zic, nu, nu e nicio șmecherie, mă las, mă apuc de altceva, că mai vreau să mai fac și altceva. Și ceea ce vroiam să fac și fac, și anume fac avioane. La ora actuală am două modele de avioane pe care le produc în serie și le vând în afară de România în foarte multe țări, în Germania, în Elveția, în Franța. Sunt avioane de un loc, sunt avioane foarte mici pentru plăcere, așa. Nu niște sunt... lebede, să le spunem. Da, unul dintre ele se cheamă Swan și celălalt... Eu locuiesc pe malul unui lac și mă gândeam ce nume să-i pun și... Dacă am văzut lebedele acolo, m-am gândit să-i pun numele ăsta. Cel de-al doilea, care e mai, așa, mai de viteză, mai, un pic mai și cu o formă mai aerodinamică, i-am pus numele Dracula. Și le-am făcut și electrice pe amândouă, așa, pentru că a venit moda cu electrificarea asta și am zis, domne, hai să încercăm să facem și un avion electric. Swan l-am făcut în 2017, primul avion electric din România, dar nu știe nimeni, e un secret ăsta, pentru că nu interesează pe nimeni. Cel de-al doilea l-am făcut acum 2 ani, deci în 2021. Da, cam astea sunt. Cel electric a fost cumpărat, cum am ieșit cu el în Franța. Ăsta, la altul, am făcut 3 bucăți până acum. Cel de-al doilea model e un model mai nou. Din Swan am vândut vreo 30. Deci asta, vreau să mă întreb, ce înseamnă serie? Că ați spus să produc în serie. Vreo 30, da. Deci noi facem, eu lucrez cu 6 oameni și facem cam un avion pe lună. Deci nu aveți așa o linie de aia de asamblare, cum am văzut în filme? Și... Nu. E o manufactură, de fapt.
de felul ăsta nici nu se pot face altfel. Pentru că ele sunt din materiale compozite, nu sunt din tablă de aluminiu, sunt din materiale compozite, deci în principal carbon. 99% e carbon, Kevlar, făcute sub vid, la temperatură. E o tehnică de ultimă generație, sunt foarte high-tech, ca să zic așa. Șmecheria la avioanele astea sunt materialele și designul. Motorul, mă gândesc că îl luați din altă parte, nu produce. Motorul iau din altă parte, momentan. Am și un motor la care lucrez, dar, în sfârșit, mai trebuie făcute mai multe lucruri acolo și durează. Deci, avionul ăsta în Germania se vinde într-o clasă care se cheamă 120, pentru că avionul complet în ordine de zbor, fără combustibil, fără pilot, fără bagaje, trebuie să aibă maxim 120 de kilograme. E un avion de 10 metri anvergură, care e foarte greu să aibă 120 de kilograme. Au fost foarte mulți care s-au apucat, polonezi, cehi, nenumărați. Acum sunt eu și mai sunt vreo doi care fac avioane de genul ăsta, dar... De ce trebuie să aibă sub 120? Nu, așa e regulamentul. Așa e regulamentul. Ca să aibă niște posibilități de zbor și de licența a pilotului și de medical al pilotului foarte, foarte simple. Eu am foarte mulți clienți în Germania care au fost piloți de linie la Lufthansa și care au 14.000 de ore de zbor acolo și care au făcut un infart, un bypass sau, și nu mai au medical să zboare cu altfel de avioane decât în clasa asta 120, unde e un medical. Dacă poți să conduci mașina, poți să zbori și cu avionul ăsta. Deci dacă ar fi puțin mai greu, nu că n-ar zbura, dar ar fi altă încadrare. E altă clasă. Exact. E altă clasă. Noi am început să facem și un avion de două locuri, care e în clasa ULM, e altceva, numai că atunci când l-am cam terminat noi și am început să facem probe de zbor și așa mai departe, s-a schimbat regulamentul. De la greutatea maximă de decolare de 472,5 cu parașută, cu tot, ele toate au o parașută integrală. Deci dacă pățești ceva, tragi de un mâner și iese o parașută care te aduce cu avion cu tot jos. Nu, adică nu te catapultează. Nu te catapultezi tu, nu. Și nici nu sari din el. S-a schimbat de la 472,5 la 600 de kilograme. Cum ăsta era făcut, proiectat, matrițe de toate pentru 472,5, a trebuit să... că nu mai vrea nimeni. Toți vor de 600, dacă se poate. Și atunci l-am lăsat puțin deoparte, o să-l reiau în vara asta, pentru că trebuie să schimbăm multe lucruri la el, de la 472 la 600 de kilograme. Trebuie întărite niște lucruri pe acolo și așa mai departe. Iar ăsta, cel de-al doilea, Dracula electric, am făcut furori peste tot cu el. Sunt prin toate revistele de specialitate, cu interviuri pe la televiziuni în altă parte decât în România. Asta e. Pentru că zboară o oră și un sfert, ceea ce este foarte, foarte, foarte rar. Foarte, practic, nu știu de vreun alt, de astea mici. Mai sunt niște avioane care au fost făcute cu motoare electrice, cu baterii de Rolls-Royce, de Airbus, de Socata, de, care sunt niște monștri industriali. Dar de astea mici nu mai e niciunul. Dar cum v-ați gândit totuși să faceți avioane? Adică ați ieșit în politică și dintr-o dată v-ați apucat direct de avioane, așa? Nu dintr-o dată, din două. În anul următor m-am apucat de chestia asta. Mi-am luat cursurile mele din facultate și cărțile. Ați făcut o firmă și m-am firma uitat asta construiește avioane? Nu, nu. E o firmă care o aveam la Craiova, dar care a făcut un punct de lucru. Păi și cu ce se ocupa firma înainte să... Firma de la Craiova o am din 1990. E făcută pe decretul 54, care... Prima formă de organizare. Da, da, înaintea legii 31. Da. Și care face diverse lucruri din materiale compozite, din poliester armat cu fibre de sticlă. Asta era obiectul de activitate de bază, materialul. Da. Acum e împărțită în două. Una este de piscine. Noi facem... exportăm 500 de piscine. În România facem vreo 40 și la export vreo 540. Da, e ciudat exportăm... că și în România este un sport destul de extins ăsta cu piscinele la vile. Mai mult sau... Da.
Nu, aia de la vile și fac de beton cu pietricele colorate, cu nu fac de astea de... Noi exportăm piscine în Norvegia. Exportăm piscine în Israel. Cu ce le exportăm? Cu vaporul. Le facem așa ca să intre ca paharele de apă unele între altele. Sunt niște piscine mai mici în Israel, nu prea e teren așa mult. Și cu apa e mai complicat. Alea din Norvegia sunt mari, dar astea din Israel sunt mici, dar multe. Au fost niște dezvoltări din astea care au vrut și noi am intrat cu ei, sfârșit. Iar în partea asta la altă facem materiale compozite pentru industrie, pentru diversi care ne cer tot felul de carcase, de tot felul de lucruri. Iată, avioanele au fost o aplicație interesantă, o direcție. Nu, a fost invers. Adică eu când am făcut materiale compozite, le-am făcut de la aeromodele și de la avioane, pentru că acolo s-au dezvoltat. Dar cereri de piese de avioane n-am avut. Am făcut pentru autobuzele alea roșii supraetajate care se fac prin Irlanda. Am făcut pentru Caterpillar, pentru Bombardier, trenuri și nu știu mai ce. Deci noi facem între 80 și 90% export. Mai facem și pe aici prin România câte ceva, dar foarte puțin. Sunteți un caz destul dintre puținele de oameni care să reușească într-un domeniu care îi pasionează din tinerețe, iată, în cazul nostru, din copilărie, deci practic să vă câștigați existența făcând ce vă place atât de mult. Nu, știți ce se întâmplă? Sunt foarte mulți politicieni și mai de mult erau, dar mai puțini. Dar acum sunt foarte mulți care nu au o meserie, n-au serviciu. Asta e și ea, cu tot o altă discuție. Adică dacă mâine nu mai sunt, nu știu ce ar putea să facă. Să duc la capul podului să... Nu, dar ascultându-vă, pentru că n-au nicio calificare din care să facă un ban. Păi, de-aia probabil să și țin cu dinții de pozițiile alea. Exact. Pentru că, da, ascultându-vă cum vorbiți despre avioane, pare că vorbiți mai mult de un hobby și nu de un business, nu. Care înțeleg că este și profitabil. Adică... Eu vorbesc de o pasiune care e mai importantă decât orice meserie, decât orice hobby, decât asta vreau să vă întreb. Ați și monetizat pasiunea asta? Orice chestie. Eu acum mă duc la 8 acolo, mănânc la prânz, câteodată mă duc acasă, câteodată mănânc de la pachet și plec la 7 seara. Nu mă ține nimeni acolo. Mă duc și de Paști și de Crăciun, dacă mă lasă familia, sau măcar până la prânz. Și dacă mă lasă cineva acolo, stau până noaptea, nu mă plictisesc niciodată. Pentru că mă interesează, îmi place, cum să spun, ce să zic. Noastră din politică m-au întrebat foarte mulți prieteni și așa mai departe. Dom'le, cine ți le face? Zic, tu știi ce mă întreb pe mine? Mă întreb acum, cum să spun, ca un vânător, da, care are pasiunea asta, își cumpără puști, își cumpără mașină, uniformă, ca să omoare animale nevinovate, după părerea mea, că eu nu... Da, unora le place, fiecare, eu cu o să păsările... vină un mare vânător după noi. Eu sunt cu păsările mele, ei sunt cu păsările lor, rațe, nu știu ce, cu tare. Bun. Și cineva îl întreabă, bă, dar cine ți le împușcă pe astea? Păi dacă ți le împușcă cineva, sau un pescar, exact. Un pescar, dar cine ți-a adus peștele ăsta? Păi aia e toată chestia, să ducă la pescuit. Nu... Păi, bun, deci noastră din politică nu v-ați îmbogăți, pentru că n-am auzit să aveți dosare, chestii, probleme. Dar din chestia asta, hai să nu, poate e mult spus, v-ați îmbogăți, dar e profitabilă această afacere? N-aduc bani din altă parte. Nu câștig bani din partea de avioane, câștig bani din alte, din piscine, din piesele alea, din alte lucruri. Aici nu aduc bani de acolo ca să-i bag aici. Cumva sunt, e sustenabilă sunt, și chestia e sustenabilă. Aș putea să o fac mult mai sustenabilă, pentru că aș putea să fac 30 de avioane pe an în loc de 10-11 câte facem acum. Și atunci ar ieși niște bani. Nu cine știe ce, dar... Există o vorbă care spune cam așa: cea mai bună metodă ca să devii milionar din făcutul de avioane de astea mici este ca să începi miliardar. Cam așa. Dar mie îmi face foarte mare plăcere, fac niște lucruri care am visat totdeauna să le fac. Da, bănesc că lucrați pe comandă, adică nu vă apucați de un avion dacă nu aveți comandă. Nu, am comenzi. Deci, păi și cum faceți? Îi spune, ok, dar vă ridăm peste 2 ani? Dacă... Da, unora peste un an și ceva. Deci eu acum, dacă aș avea 30 de avioane, într-o lună de zile le vând pe toate.
Și asta nu vă dă de gândit că poate ar fi cazul să extindeți un pic capacitatea de producție? Păi îmi dă de gândit, dar mă mai uit și în buletin și constat că am 70 de ani. Și atunci nu vreau neapărat să rup pământul acum. Dacă aveam 30 de ani, făceam o fabrică mare de tot și făceam 100 pe an liniștit. Și generația tânără nu e la fel de pasionată? Da, nu neapărat. Dar sunt mulți care sunt pasionați. Știți ce se întâmplă? Eu n-am trimis decât un avion în America, care am 10 mail-uri pe zi din America și care nu prea am ce să... Eu nu fac față aici în Europa să le trimit în America. A costat containerul pe care l-am trimis cu avionul respectiv $10,000 numai containerul. Dar a fost un american care s-a ținut morțiș de mine, i-am spus peste un an, mi-a trimis banii de avans de toate și eu un avion și în America. Da. Dar în America aș putea să vând 100 pe an așa, ușor. E o țară mare. Da, și au și ei un fel de clasă de asta, care se cheamă FAR Part 103, și unde nu e nevoie de nimic. La avioanele de tipul ăsta, n-ai nevoie de niciun brevet. N-ai în curte acolo, te-ai urcat nimic, și pleci. Treaba ta. N-ai voie să zbori pe deasupra localităților, da, lucruri de, da, genul ăsta. De exemplu, ca să decoleze, ce are nevoie un avion ăsta? Ce infrastructură? Un stadion de fotbal, 90 de metri. Și merge și pe iarbă, pe pământ bătut? Da, nu, bineînțeles, nu mai pe iarbă. Majoritatea nu decolează după nu știu ce piste. Nu. Și aș putea să fac să decoleze și mai repede. Da? O să mă bag și la niște drone, că în sfârșit n-am încotro, sunt pisat de alte, din alte părți. Și e în trend, ca să zic așa. O să fac și chestia asta. Dar ce să zic, nu poți să le faci pe toate. E adevărat. Nu ați să zburați cu ele? Da, sigur. Adică așa, eu frecvent? Am toate, în primul rând toate, nu pleacă până nu le zbor eu și le mai fac reglaje, le mai pun la punct, după aia le trimit. Nu vreau să-și rupă gâtul cineva pe acolo și să fie... Și ați avut vreun incident de asta, să trebuie să până deschideți alta, parașuta nu. Aia? Nu. Nici eu, nici toți cei care au avioane de astea n-au avut nici... Nu de tras parașuta, nici măcar de ceva, o problemă. Foarte interesant. Da. Am putea să mai discutăm pe tema asta, dar vreau să abordăm și niște subiecte mai la zi, așa. Sigur că și aș vrea să citez o declarație pe care ați făcut-o în aprilie 2009, deci să fie 14 ani de atunci. Spuneați așa, de acum în 5 ani vom ajunge la Brașov pe autostradă, iar Banca de Europeană de Investiții ar putea finanța 50% din costul necesar construcția a două tronsoane. Deci au trecut 14 ani. Adevărat. Și autostrada asta, nu numai că nu s-a terminat, nici măcar nu s-a început. Și pare că este o autostradă tot imposibilă. Adevărat. Nu. Deci atunci... Erați pe șantier când ați făcut declarația. Da. Nu. Eu recunosc foarte clar toate declarațiile. Deci era un proiect de parteneriat public-privat pe care îl câștigase a doua oară Vinci din Franța, care la momentul ăla era cea mai mare firmă de construcții din lume și care avea un super proiect pe deasupra, așa, da? În care ei băgau banii, vreo 14 miliarde, puneau o taxă pe trecerea pe autostradă, Comarnic-Brașov. Da. Totul bine și frumos, ei umblau după finanțare. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, nu? Așa a spus? Nu, Banca Europeană de Investiții. BEI. Nu, cred că BERD. Dar nu mai mi-aduc. Poate că era BEI și nu era BERD. Așa scrie acolo. BEI își manifestase interesul să intre și au zis, domne, o participație între 15 și 50% ne interesează. 50% nu se punea problema pentru că cei de la Vinci nu erau interesați. Erau interesați de participări de 20-30%. Din păcate, a început criza. Mai ziceți o dată. 2009. Anul. Ați văzut? Asta e explicația. Anul. A început criza și ei aveau un termen în care trebuia să-și facă finanțarea și să înceapă să lucreze. Am mai discutat despre termenul ăla, l-am mai lăsat, l-am mai sucit, l-am mai învârtit. Și până la urmă au venit și au spus, domnul Berceanu, numai că nu ne-au mai... dar nici măcar BEI-ul nu mai vrea să ne-au trimis, uitați hârtia,
nu mai doresc să intre în proiectul ăsta, e situația economică care e, etc., etc. Am făcut o conferință de presă împreună cu francezii, în fața tuturor. Francezii mai că le venea să plângă. Și acum, eu cred cu toată tăria că ar trebui făcut parteneriat public-privat, dacă vrea să facă cineva autostrada aia, și cred că ar trebui făcută poate tot cu ei, dacă ar mai veni și a treia oară la licitație. Da, înțeleg că s-a renunțat total la ideea parteneriatului public-privat. Păi de ce? De proști. Da, mă rog, dar asta e realitatea. Nu știu. Cine a renunțat la ea ar trebui să dea și niște explicații. Da? E o greșeală. Acum disputa este dacă putem să o finanțăm prin PNRR, dacă e eligibilă sau dacă trebuie să o finanțăm de la bugetul de stat, caz în care ne mai gândim. Domnule dragă, prea crede toată lumea că tot ce avem probleme în țara asta se poate face prin PNRR. PNRR-ul s-a făcut. Da? PNRR-ul este un soi de plan Marshall, dar de data asta al Uniunii Europene către Uniunea Europeană, nu a americanilor către Europa, de a face investiții ca să se poată reveni economic după pandemie. Exact. Dar s-a spus, dom'le, prin acest PNRR trebuie să faceți lucruri d-astea mai noi, mai high-tech, mai nu știu ce. Noi ne-am dus și am spus, dom'le, știți, prin alte locuri s-ar putea să vreți să faceți baterii cu hidrogen, tot felul de lucruri foarte high-tech. Dar noi până să ajungem acolo ne mai trebuie niște lucruri și printre altele ne trebuie autostrăzi. Dar nu se poate face totul prin PNRR. Sărim direct la drone. Adică la ora actuală toată lumea, orice întrebi, da? Orice întrebi, eu nu întreb pe nimeni nimic, dar orice ministru sau orice oficial iese pe la televizor cu orice subiect, zice, îl facem prin PNRR, îl finanțăm prin PNRR. PNRR-ul ăsta a devenit așa un soi de sac mare de bani din care tot ce avem probleme în România îl facem pe PNRR. Asta pe de altă parte, PNRR-ul ăsta se ocupă și de pensiile speciale și de autostradă. Costa atunci în 2009, da, când era euro 3,4, da, vreo 14 miliarde de euro. Să știți că era tunel viaduct. Pentru că în Valea Prahovei există Prahova, care are și ea niște maluri, niște o cale ferată cu două benzi și un drum de neun. Și case și nu știu ce. Care unde mai bagi o autostradă? Și atunci ei au făcut-o pe undeva pe deasupra și care avea niște coborâri la Predeal, la peste tot. Da? Și așa trebuie făcută. Nu știu dacă o să se facă, cum o să se facă. Părerea acum mea se face din nou un studiu de fezabilitate. Păi de ce să facă? Că îl au. Da, noi putem să facem studii de fezabilitate peste studii de fezabilitate. Problema e că trebuie să mai trecem și la fapte. Da? Și, repet, este păcat. Pentru că atunci n-a venit numai Vinci. Vinci a câștigat. Atunci au fost vreo 8-9. Deci ăia 8-9 toți au avut cât un proiect. Și toți știau să facă autostrada pe acolo. Au venit și austrieci. Au venit mulți. Și se părea atractiv și sistemul de cum era. Sigur, de parteneriat. Nu, dar ei făcuseră autostrăzi prin parteneriat public-privat pe la ei, prin Franța nenumărate, prin Austria, prin tot felul de locuri. Da? Unele sunt cu taxă, altele sunt cu bani dați de stat care nu vrea să pună taxe, ci vrea să pună rovinietă națională și care îi dă el firmei anual o cutime ca firma să-și scoată banii. Ăsta e parteneriatul public ca public, dar privatul vrea să facă o investiție pe bani, nu vrea să facă de dragul așa, românilor. Să aibă niște venituri Bun. Să-și scoată banii. Și să poate face parteneriat public-privat fără să fie taxe pe autostrada sau ce să face prin parteneriatul ăla public-privat. Numai că nu mai trebuia luat totul de la capăt încă o dată când să știți că înaintea mea s-a mai făcut odată. Da, în 2004 a început nebunia asta. Așa, cred că Mitrea sau nu știu cine a făcut. Da? Și care a câștigat-o, dacă mi-am aduc aminte bine, tot Vinci. Da. Da? Pentru că atunci când au venit au zis, dom'le, au fost invocate probleme cu legea parteneriatului public-privat. Adică erau niște lucruri care nu corespundeau. Nu în 2009. Nu, poate în 2004. Așa, 2004. Da. Nu, în 2009 n-au avut probleme de genul ăsta. N-au putut să facă. Criza n-au putut să strângă banii, n-au putut să facă finanțarea. Și asta înseamnă parteneriatul public-privat.
tu strângi banii, treaba ta, sau îi ai, sau eu știu, tu privat, faci autostrada și noi după aia ori îți plătim din rovinietă, din banii statului, fiecare are variantele lui. Și în Ungaria e într-un fel făcută, și în Austria e un anumit fel. Germania are autostrăzile de mult și ei au suficienți bani ca să le lase la liber și, în sfârșit, iau alte taxe și alte chestii care se învârt. Sunt până carburanții urmă, mai scumpe. Știți ce se întâmplă? Autostrăzile... Eu sunt absolut convins că toți miniștrii care au fost la transporturi vreodată au vrut să facă autostrăzi. Unii poate au avut idei mai bune, mai puțin unul singur, mai proaste. Nu e adevărat. Nu, ăla de care vă referiți, și anume Băsescu, a zis, domne, ce să ne apucăm de autostrăzi? Păi noi avem drumurile naționale distruse complet, nu se poate merge dișcolo și noi ne gândim la autostrăzi. Hai să le reparăm pe astea, hai să facem podurile, hai să facem asta și pe măsură ce o să înceapă și traficul, o să facem și autostrăzi. Asta a fost declarația completă. Da, dar acum era o referire la trafic, că traficul de acum n-ar justifica în anumite, de atunci. Adică... Păi nu, dar nici nu atrage, numai că există o vorbă care zice așa, traficul aduce autostradă, autostrada aduce trafic. Deci s-ar putea ca într-un loc, pe un anumit traseu, să faci o autostradă și să constați că se face după aia un trafic acolo de nu-ți vine să crezi. Da, există și reversul, că pe bucata asta București-Ploiești trafic mai mic decât pe DN1, pentru că nu e o autostradă foarte utilă. Că dacă ar merge la Brașov, sunt convins că traficul păi, ar fi cu totul și totul. Nu, e trafic și pe autostradă. Problema este că ea e cu 8 km mai lungă decât traseul ăsta. Și a doua problemă este că foarte mulți se opresc în alte locuri decât la Ploiești. Și atunci să duc acolo, da? Nu sunt foarte mulți care o iau pe DN1. Păi da, să spun, da? București-Ploiești nu se justifică. A doua problemă este că lipsește o centură până acolo. Cum ajungi ca să intri pe autostradă? Exact. Că dacă ești undeva în partea asta a Bucureștiului și vrei să te duci la Ploiești, să zicem, păi până ajungi la autostradă și până faci autostrada care, repet, e cu 8 km, așa a fost traseul, mai lungă decât DN1, mai bine te duci pe DN1. Te mai prinde poliția, îți mai ia permisul 3 luni, asta e. Dacă te duci pe partea altă, nu ți-l ia. Chiar dacă mergi mai tare. E poliție și pe autostradă, nu este, e așa. Pentru că sunt de aia care vor să-și încerce ultimul răgne de mașină și merg cu 200. Dar dacă te duci pe autostradă și mergi cu 130, chiar și cu 140, nu are nimeni nimic cu tine. Și nici n-ai treci, cum e pe aici, prin toate comunele care unii traversează. Da? Da. Asta e. Deci nu e degeaba bucata aia de autostradă. Problema e că ea nu se duce nicăieri. Problema e că la început ea nici n-ajungea nicăieri, pentru că ea se termina în câmp. Exact. Nu prea avea făcut acordul cu București. Nu prea avea ce să cheamă descărcare în București. Acum mai are. Nu cine știe ce, dar mai are. Dacă se face centură, centura mare, nu centura da, aia... Da, să știți că progresează. Progresează, da. Da, că tot vorbim de autostrăzi și de mașini, cum se pare chestia asta acum europeană, așa să interzicem între 2035 mașinile cu combustibil? Mă rog, producția. Pot să fac pariu, nu cu dumneavoastră, cu cine vrea din țara asta, pe câte 10.000 de euro fiecare, da? Bine, nu știu dacă am atât de mulți bani eu, ca să, se pun, pune jos, deci. Să pun eu pe aia 10.000 ai mei. Dar cu destui că nu se va întâmpla în 2035. Ea a fost făcută pentru 2035 ca să pună presiune. Nu există. Știți de ce nu există? Pentru că eu am fost ministru și la energie. Eu am început ministeriatul cu Renel, l-am transformat în Conel și am pus numele tuturor. Deci eu le-am făcut electrica, transelectrica, autoritatea de energie, toate, operatorul, OPCOM-ul, toate sunt făcute de mine. Da? Revenind, noi, germanii, francezii, care au 70% nuclear, nu avem energia electrică care să alimenteze toate aceste mașini. Dar și dacă până în 2035 vreo țară, nu noi. Și infrastructura, că nu-i doar energia. Aici vreau să ajung. Ar face, nu știu, nuclear ce ar face? Centrale de astea mici, care este o idee foarte bună, foarte bună. Și ar fi producția de energie electrică care să încarce toate autoturismele astea electrice, nu poate să ajungă energia la ei. Da? Gândiți-vă la un bloc din Colentina, care are de 10 etaje și are 50 de mașini, 50 de mașini în față. Da? Ei acum, dacă bagă mai mult de
10 inși reșou în priză, bufnește instalația. Și gândiți-vă că ăștia toți ar trebui să vină să-și încarce mașina. O să vină cineva și o să zică, nu, dom'le, facem stații de alea. Dar stația e frumoasă, e undeva, dar ea trebuie să vină niște cabluri cu o groază de energie acolo. Adică noi nu vorbim de kilowatts oră așa, câteva mii, câteva. Nu, noi vorbim de teravați, mulți. Drept urmare, nu există această parte. În rest, pentru constructorii de autoturisme, cea mai bună chestie din lume care se putea face era să se facă automobilele electrice. Automobilul electric este mult, 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 mult mai simplu decât un automobil. E scăpat normal de motor. Nu, nu, și de cutia de viteze, da, și așa. Bateriile oricum se fac în China, poate le mai facem și pe aici, că o să fim atât de dependenți de China, de nu să mai trebuiască să fie niciun conflict cu China, că atunci când o să vrea o să ne taie de la diverse... Nu-i ca cu gazul rusesc care mai găsim... Mai găsim mai lichefiat, mai nu știu ce, da? Bun, ne întoarcem. Niște baterii, un motor electric și restul sunt roțile, nimic, care să vând tot la aceleași prețuri, da? Luați un Tiguan de la Volkswagen și ăla, cum îi zice, așa, da? E cam același lucru. Caroseria e puțin mai altfel, dar e o caroserie, scaune cu tare. Dar ce e mai complicat și mai scump? Deci constructorii de automobile ar vrea să facă numai automobile electrice. Problema pentru care s-au opus și sunt țări care se opun în continuare. Italia, Germania. Chestiunea este. Păi ăia care produc multe, nu o să se opună Portugalia, care nu produce niciun autoturism. Așa. Și pe care nu interesează, o să le cumpere din altă parte. Da? Pentru că își dau seama că este complet nefezabilă. Mie mi-ar place foarte tare să se întâmple, dar eu vă garantez că atunci când o să se apropie de 2035, o să facă în Parlamentul European încă o chestie în care să zică prelungim până în 2038, în 2038 până în 2041 și așa mai departe. Pentru că, repet, și acum sunt străzi, prin Pipera pe aici, da, pe Ian cu Nicolae, pe încolo, în care sunt oameni de ăștia mai cu dare de mână și care și-au cumpărat autoturisme electrice. Și primul și-a făcut la el în garajul de aia, al doilea și-a făcut în garajul de aia și al treilea i-au spus ăia de la electrica, dom'le, n-avem cum să vă tragem de asta. Că dacă băgați toți trei, buf! Și stați pe întuneric toată lumea pe acolo, pe căi pe stradă. De la trifazică, la priză normală merge, dar durează 24 de ore să... Stai. Și ce dacă e trifazică? E altceva, e puțin mai puternică și altă chestie, dar capacitatea de kilowatt-oră... Știți, aici și foarte multă lume care vorbește nu știe care e diferența între W și volți, care e diferența între kilowatt și kilowatt-oră. Sunt niște chestii puțin mai grele așa și mulți n-au prea fost pe la școală, unii n-au prea fost pe la bacalaureat, pe la nu se știe ce facultate au făcut când și dacă era aia de la Herculane sau aia de la Giurgiu, nu știu ce facultăți de-astea. Da? Adică impostura la nivel de decizii și de așa, la ora actuală, este groaznică. Groaznică, îmi pare rău să o spun, dar este ceva de nedescris. Da? Eu zic că e bine ca fiecare să se bage unde să pricepe cât de cât. Da? Și sunt unii care îi aud, zice, da, eu mă pricep la politică. În primul rând că ar fi trebuit să facă SNSPA, ca totuși să aibă și el o carte în politica aia, da? În al doilea rând, chiar dacă faci SNSPA, nu înseamnă că trebuie să fii politician la nivelul ăla. Poți să fii în administrație, nu știu ce cu tare. Dar eu văd acum că cu cât sunt mai înalți în funcție, cu atât sunt mai complet cu niciun fel de legătură, cu niciun fel de politică, de carte, de nimic. Uitați ce vreau să vă întreb, că din ce mi-aduc eu aminte, dacă greșesc, vreau să mă corectați, în ministeriatul nostru s-a pus, cred, prima oară problema achiziționării unui avion prezidențial nou. Că era un Rombac 111, mi se pare, care mergea Ion Ilescu cel puțin. Nu. Era un Boeing 707, care era prezidențial după vremea lui Ceaușescu și care era să rămânem... că am fost și eu în delegația aia cu domnul Emil Constantinescu în Canada și să ne întoarcem cu alte mijloace de transport, pentru că canadienii
Au zis, când am venit, ei nu știau bine cu ce avion să vine sau poate că, nu știu. Dar ideea a fost că, dom'le, cum, adică ăsta nu mai zboară nicăieri. Scoate patru dâre, era cu patru motoare, patru dâre de fum care nu mai e voie, care nu, nici pomenea. Până la urmă s-au făcut o felul de chestii astea diplomatice și au zis, dom'le, bine, decolați cu el că ne uităm în partea ailaltă și decolați cu el, dar nu mai e, da? În momentul ăla mai erau două în zbor, în toată lumea, care erau cargo și care zburau prin Angola, prin Congo, nu știu pe unde, niște chestii de astea. Bun, care ăla a fost pus și s-a zis, bă, gata, s-a terminat. Bun. Iar eu ce am propus, noi aveam două Airbus 310, la care aveam și motoare de rezervă și tot felul de chestii, care a fost un avion care, ca să mă exprim așa mai plastic, a picat între scaune. Adică nu era nici scurt curier, nici lung, adică era așa ceva care nu prea mergea. Ca dovadă că nu s-a vândut, nu s-a mai mers. Dar noi aveam două, ele erau noi, practic, nezburate cine știe ce. Aveam motoare de rezervă, aveam tot felul de chestii. Și eu m-am dus și i-am propus domnului Băsescu, că era tot o discuție de asta așa, dom'le, uite, cam cu atâția bani, că m-am interesat, am luat așa un pic niște oferte, niște, un pic pulsul cam câte. Uite cum îl transformăm așa, așa, noi vreau să-l transformăm, să fie în față o cabină cu niște scaune așa, să fie în spate unde să meargă presa și așa mai departe când merge președintele, adică nu să facem un Air Force One, dar să facem un avion cu care să se poată merge și nu știu ce. Și domnul Băsescu a zis, ești nebun. Păi și ne cântă presa 200 de ani de aici înainte. Nu putem să facem așa. Dom'le, stați un pic, că nu costă. Cât dați dumneavoastră, domnule președinte, și valabil pentru toți președinții, pe toate deplasările cu tot felul de avioane, da? Avem acum un caz, că facem... din asta am pornit. Păi știu că avem un caz. Cazul a greșit că a luat un avion cu 19 locuri, pe de-o parte, că dacă lua un avion care avea în fața acolo așa și lua și vreo 40 de la presă, nu mai spunea nimeni nimic. Dar cazul, fiind în al doilea mandat, nu-l mai interesează. Și atunci a luat avionul care a crezut el. Și, pe urmă, s-a dus pe la Sibiu, a doua greșeală. Dar altfel, că a închiriat un avion și că s-a dus cu el în Japonia, nu vă supărați, dar o fia Românica amărâtă, micuță, nu știu, dar nici nu chiar așa, nu se poate. Să știți că în Franța toți miniștrii au un Falcon cu trei motoare. Toți miniștrii. Nu fiecare ministru câte un. Fiecare ministru câte un avion. Fiecare ministru are un avion care e un jet de 40-50 de persoane, depinde de așezare. Nu le dați idei, că cine știe. Eu v-am spus, sigur, noi nu ne comparăm cu Franța, da? Dar măcar un avion, repet, ori îl închiriem, ori nu știu ce. Dar care, după părerea mea, au fost aceste două greșeli. Da? Dacă poate avea un consultant, deși are pe acolo un coleg de-al meu, cred că îl mai are, dar e pe la partea asta de securitate, de apărare, da, a făcut aeronave. Probabil că nici nu-l întreabă așa ceva sau nu-l bagă în seamă dacă... Asta e treaba guvernului, de fapt. Nu. Cu avionul. A, cu avionul, da. Da. Dar că nu poate să fie avionul președinției, trebuie să fie avion prezidențial, da? Și repet, după părerea mea, se poate merge pe varianta închirierii, dar trebuie închiriat un avion care să fie ok, care să ajungă unde trebuie, să aibă toate chestiile. S-ar putea să e și mai scump așa cu închiriat, dacă sunt multe deplasări. Păi, și asta e. Sau să se facă un avion prezidențial, da? Dar care ar trebui făcut cum sunt destule. Nu e, da? Noi am zburat odată cu domnul Năstase, ne-am dus în Liban, era Hariri prim-ministru, la invitația lui Hariri, și la sfârșit, la revedere, la revedere, păi să vă ducem la aeroport. Păi nu, noi avem avionul la noapte. Era pe la ora 12:01, așa. Te la prânz. Erați în cursă de linie? Da. Și ăla a zis, cum adică la noapte, dar ce avion aveți? Păi nu, cu linia. Și cum, voi mergeți cu avionul de linie? Da. A, zice, vă dau eu avionul meu. Și zice, vă duce la București și se întoarce. Bine, alte posibilități, alte chestii. Și ne-a dat avionul lui, care ne-am uitat și noi toți pe acolo. cam cum era, da? Și care ne-a zburat nici două ore, cred, pac.
Bun, s-a întors, așa că am fost într-un avion de ăsta și am văzut cam cum e. Dar alu Hariri era al lui. Hariri a fost un mare om de afaceri până să ajungă prim-ministru și după aia să-l explodeze ăia. Era al lui personal. Dar am mai fost și în alte. Deci trebuie un avion care să aibă într-o parte ce-i trebuie unui președinte, unui prim-ministru, unui... un alt demnitar, în general. Un alt demnitar, pentru că, până la urmă, el totuși când se duce acolo nu se reprezintă numai pe el. Reprezintă și țara aia, da? Și vine Cehia cu un dita mai așa, vine Slovacia cu un așa, vine Slovenia, care are o populație mai mică decât România, decât Bucureștiul, da? Pardon, are sub 2 milioane, 2 milioane, hai să zicem, da? Cu așa... Și vine președintele României, care o fi el, care o fi el, n-are importanță, da? Cu Lufthansa și zice să vină ambasada să mă ia de acolo, să mă cutare, să treacă pe la alea, să... Nu e cea mai... Așa e în lumea asta diplomatică, îmi pare rău că... Mai sunteți interesat de politică, așa ca, nu știu, ca telespectator, ca observator, nu. De afară? Deloc. Nu, deloc. Pentru că... Eu nu mă uit la niciun canal, nici nu știam că există. Deci eu nu mă uit la niciun canal de știri. Am un radio care bârâie, da? Și mai aud că toate posturile dau. Da. Dar îl pun pe niște muzică pe acolo, ce să mai e așa. Mai îmi spun familia, prietenii, bă, așa, sunt oarecum la curent, dar fără să știu. Nu că v-ar interesa în mod special. Da, nu. Știți de ce nu mă interesează? Că i-am văzut pe ăștia toți care sunt pe acum de mititei, așa, când au apărut pe acolo. De dacă îi lăsam în Camera Deputaților la început, nu știau să iasă singuri nici gând, pentru că e foarte complicată clădirea, e sucită rău de tot, e greu să știi să ieși din ea, nu e așa simplu. Da? Și care acum, în primul rând, că se duc la televizor și vorbesc despre toate subiectele. Deci să pricep la absolut orice. Ceea ce eu cad într-o admirație colosală. Da, da, eu mă pricep e la... E un comportament stimulat și de televiziune, care sunt multe, au nevoie la de mai... invitați în fiecare oră. Eu mă pricep la mai puține lucruri și oricum când mă pune cineva să spun, dom'le, părerea mea așa, ca neofit, e că aia așa, aia așa, dar poate că nu e, poate că n-am dreptate. Dar toți ăștia sunt foarte hotărâți, așa. Adică, și dom'le, asta așa e. Asta așa e. În medicină, în COVID-19, toată lumea se pricepea. Toată lumea știa care erau pro-vaccin, știau de ce trebuie să fie pro-vaccin și cum e cu vaccinurile. Alți care știau că o să ni se întâmple, nu știu, de la vaccinurile alea. Acum văd că au dispărut toți, numai toți aia care erau împotrivă, văd că nu mai sunt să ne arate că uite ce s-a întâmplat. Că ne-au spus că o să ni se întâmple toate relele din lume, că nu mai facem copii, că mai nu. E timp, mai e timp. Da, pe vremea când erați foarte activ în politică și mai mergeați la televizor, adevărat, mult mai era. Cum era și atunci? Tot primeați punctaj de la biroul de presă al partidului, de la consilier, cu ce să spuneți, care sunt mesajele, predicatele? Eu n-am cerut niciodată vreunei televiziuni care m-a invitat să-mi spună cam despre ce... Nu! Nici măcar, stați un pic, și asta e o chestie. Mesajele. Nu, nu. Sunt unii care spun, dom'le, ce întrebări îmi puneți? Despre ce vorbim? Dați-mi întrebările să mă pregătesc și așa mai departe. Asta nu e una. Nu mai e cazul. De mult nu se mai întreabă așa ceva. Ei, eu știu. Nu știu. Poate unii de ăștia mai mari, care îi doriți toți, da. Spun, domne, nu, nu, pe mine să nu mă întreb de chestia aia, să nu știu ce, că nu știu cum. Eu n-am avut niciodată niciun fel de chestie de asta, niciodată la nicio televiziune. Și să stabileau. Eu n-am făcut parte decât din două partide. Partidul Comunist Român, care în anul 3 m-a chemat și a zis, bă, băiatule, tu ești bun, nu vrei tu să fii membru? Eu am zis, opa. Și până la urmă, am fost pe acasă și ei mei au zis, bă, cu facultatea asta ta, dacă refuzi să te faci membru PCR, eu știu, poate o termin, poate nu o termin, poate te repartizează, cine știe, dacă tot, da? Și m-am făcut membru. E adevărat că după aia m-au dat afară, dar numai pentru o perioadă. Când lucram la centru de încercări în zbor, am făcut o ședință și m-au dat afară din partid. Numai că au făcut o propunere că organizația PCR din centru de încercări în zbor făcea parte din organizația mare a fabricii de avioane, unde erau 4.400 de oameni
în centru de încercări, în zborul unde eram eu, erau 100 de oameni, din care vreo 90 ingineri. Și au făcut ședință, m-au înfierat cu mânie ploretară. Deci eu aveam ore suplimentare, acolo era un registru de la cu de-aia roșii, cu ceară de-aia, cu nu știu ce, în care scria toarșul inginer Berceanu, a plecat la 18.42. A plecat, erau zboruri de noapte, erau nu știu ce. Deci eu aveam, cred că vreo 2 luni jumate de recuperat. Adică trebuia să stau acasă să-mi recuperez orele alea suplimentare, vreo 2 luni jumate. Și m-am dus și am cerut să mă duc la București 2 zile, că termina soția mea facultatea și să vedem cu repartiția, cu nu știu ce, ea terminând filologie și era mai greu. Până la urmă eu eram la Craiova și a fost repartizată la Trușești, în județul Botoșani. Adică la aruncătura de buț. Acolea. Bun. Dacă era autostrăzi, nu era. Revenind. Și dacă era autostrăzi, e o problemă. Și m-am dus la director și am zis, doar și director, nu știu ce. Și ăla era un militar de la Bărbălăul, chema. Și bă, tovule, aici avem, pleacă fiecare, doar și director, am și eu niște, vă rog eu, 2 zile. Nu, bă, tovule, nu te duci nicăieri. Și mie mi s-a urcat sifonul pe nas, am ieșit, am trântit ușa care la Bărbălău nu trântea niciodată ușa, avea o secretară care a sărit cu mașina de scris cu tot, că avea o masă mică unde avea mașina de scris, și m-am dus la București și am stat 5 zile. Da? 5 zile. Am văzut toate filmele după Bulevard, 6 martie, cum se chema atunci, și încolo, și încolo. Da? Și când m-am întors, parcă tot câzul era, eram stagiar. Era pe capul meu așa și s-a prăbușit că am plecat eu. Și au făcut o ședință de asta în care au zis un element, așa, propunem excluderea din partid. Pe vremea aia, dacă nu erai membru de partid, nu era nicio problemă, că nu erau mulți. Dar dacă te dădea afară din partid, eu m-am gândit, zic, mă duc la Motru, la Minerit, că în altă parte nu mai am loc. Nu mai vorbesc de soție care era profesoară la... Pe vremea aia făcea naveta la vreo 80 de kilometri, pleca dimineața, se întorcea seara și făcea 2 ore. Preda 2 ore, dar pleca dimineața și se întorcea seara. Din nevastă mea nici atât, dar gata. Și asta e. Și m-a învățat un băiat, zice, bă, dar de ce nu te duci tu la doamna Onescu? Doamna Onescu era secretara de partid pe toată povestea. Știți cum avem 2 minute? Așa. E păcat, nu vreau să vreau. Și m-am dus la doamna Onescu și am spus, doamna, așa, 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 și a zis, cum adică așa, da? Să știți că verific, doar și inginer. Verificați. Și după aia s-a făcut o altă ședință peste vreo 3 săptămâni, în care ăia care mă înfieraseră, un element extraordinar. Un tânăr promițător. Un tânăr promițător. Și eu m-am rămas. Și ce propun să, propunem să retragem propunerea de... Deci nu m-au dat afară chiar de tot. Și al doilea partid? Partidul PD. Democrat. Să n-ați prins să fiți la PNL? Nu. Dar v-ați dat demisia din partid? Că acum, dacă ați rămas în partid, am astăzi membru PNL. La un moment dat am primit o hârtie care, dacă nu-mi plătesc cotizația, o să fiu radiat. Și cât era cotizația asta? N-am plătit-o, nu știu. Păi drept nu urmare, se specifica acolo cât datorați? Nu știu, nu mai țiu minte, nu mai contează. Și n-am plătit-o și, drept urmare, bănuiesc că am fost radiat, nu știu. Dar nu. Oricum, nu pare că suferiți în această cauză? Nu. Nu. Am nopți în care nu dorm din cauza asta, dar nu. Nu. Cu domnul Băsescu mai aveți relații? Așa, ați mai vorbiți la telefon încă? Nu. Păi dânsul e mai mult la Bruxelles, eu sunt mai mult la Znagov. Păi știu, dar acum cu telefonul nu, ăsta... Nu, prea, nu. 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 Dar nici n-am... Eu cred că dacă aș avea ceva și l-aș suna, nu cred că ar fi nicio problemă. Nu. Bine. Eu să știți că cu toți președinți, pentru mine, toți care mi-au fost președinți, sunt în continuare domnul președinte. Domnul președinte Petre Roman, domnul președinte Boc, domnul președinte Traian Băsescu. Mie nu-mi place chestia asta care întâi ți-a plăcut să linși halvița aia, știți, acolo pe la putere, pe acolo, și după aia te-a pus să scrii cărți. Știți că unii de pe la Cotroceni au fost consilieri de stat, nu știu ce, după când s-a, acolo le-a plăcut că erau consilieri, dădeau directive, da? Și după aia când s-a vărsat toată povestea, au început să scrie cărți despre ce a fost acolo. Da? Și cu tot felul... Nu se face.
Bun, așa ceva nu. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, ora noastră s-a scurs. La cât de mult ați lipsit de pe micul ecran, ar fi trebuit cel puțin 3 ore, măcar să atingem subiectele la care mă gândisem. Vă mulțumesc. Poate vom avea și altă ocazie să mai vorbim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Metropola TV de la ora 8. Robert Turcescu l-are invitat pe nimeni altul decât Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României. Noi ne revedem mâine seară la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!